Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. De această dată suntem pe contul lui Răzvan. Mersi fain pentru cont, Răzvan. Avem un chest opening destul de grăsan. Am făcut acolo o rimă totală, bineînțeles. Un super magical, un magical, un magical, un legendary giant, după care probabil stai 20, da, o să-mi dea probabil un gold chest, care nu știu exact câte puncte are, dar în fine. Crown chest plus clan chest. Bun. Ia să-i cerem și o carte. Porc am văzut că are prin deck, așa că îi cerem un porcini. Houdini pătrăulini. Și cam asta o să fie. Dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să puneți și pe butonul de like. La 100 de like-uri suntem super mega forță. Scuze dacă strângem 100 de like-uri. Bun, ăsta ar fi deck-ul lui. Bănuiesc că nu l-ar deranja să-i pici un Inferno Dragon, a.k.a. Sugelică sau Prințesă. Câinile din iad, ok, Electro, not bad. Bețivanul ratat. Aici nimic. Avem și abonare corectă de la Ionuț Cristian. Mersi fain pentru abonare, domnule Ionuț. Bun, ăsta e numai cu câinile din iad, dar pare că e un fel de lavalon fără balon. Adică, practic, balonul trebuie să fie în un loc la una din cărțile astea, cred, nu sigur, în fine. Veni rapid, ce legendare îi lipsesc. O, îi lipsesc o grămadă, dintre care și graveyard-ul. De aici apărea că graveyard-ul e cel mai bun. Sau Mega Knight-ul. Da, cam astea două ar fi. Iar, nu e Arena 10, în fine. Deci nu poate să pice Mega Knight. Ba, stai mă, că poate să pice Mega Knight-ul din Legendary Chest, în fine. Bun, hai să trecem la treabă. Luăm Crown Chest-ul, că ăsta e cel mai slab. De fapt, nu ăsta e cel mai slab, că are un free pe magazin, dar am uitat. Goblin Genju. Fătărăi canceroș. Și mini scârțarul, bun. Ok. Să luăm totuși friu, că am uitat de asta. Silver Chestus. Are și două Goblin Barrel-le acolo, dar nu știu dacă își dorește cartea aia. Bizardo și Zopike. Da, în cazul în care vrea, își cumpără probabil. Bun, hai să luăm Giant-ul ăsta să scăpăm rapid, să văd dacă dă sau nu Gold Chest. Așa ar trebui normal. Inferno Tower. Royal Cârnațu. Și o trupă de porci, perfect iodată. Nu cred că are nevoie de altă rară. Legendary de al dracu, mă. Ok, bun, legendary. Și cărți aici, toru cu microunde. La comune nu știu exact ce are, dar nu-i folosește, bănesc. Port level 6, bla bla. În fine, ăsta dau 1v1. Hai să luăm clan chest-ul. A, da, și în cazul în care vreți să intrați în clanul lui, sunt 45 de membri momentan. Probabil că o să fie la un moment dat plin. Nu știu dacă o să fie plin pe când vedeți episodul ăsta. Mini 35 la clan chest, Koshi Elder pe încredere. Deci cam asta ar fi ideea. Limita de 3000. Probabil că sunteți câțiva pe aici care n-aveți clan. Ia să vedem pe ce poziție domnul Răzvan. 23, not bad. Bun clan chest-ul, care arată încă ca un gol chest, nu știu de ce nu schimbă. Nu e chiar atât de greu să faci un update. Firebolu. Alea 3 bagabante, Goblin Genju. Goblinașii. Bă, da, am împărțit comunile astea de lua dracu. Bușteanu. Și Witch Beach. Cam slăban, adică nu știu ce cărți aici folosește el. Hai să luăm Super Magical, o să fie la final. Scuze dacă dau legendar dintr-un magiculos. Bagabantele, Fătărăul, Skeletonia Bulancii, Ice Spirit, ok, Hunter-ul, Discoteca și Giant Skeleton. Cam meh. Nu știu ce s-a atât de ciudat, e slabe magicalurile. Ice Spirit, Mortalul, Rezervativul cu morți, iar așa, Eros, mamă, dar am împărțit în 5 comunele. Bordelul și Goblin Barrel, not bad. Și uite, acum fix cu aia 2 de pe shop ar putea să fac Goblin Barrel la 5. 1, 2, 3, 4, în 5 o împărțește, mă. În fine, bun. Ce legendară credeți că o să pice din Legendary Chest? Eu sincer vreau să pice Mega Knight-ul. Adică mi se pare mai ușor de folosit decât graveyard-ul, e clar. De aici, uite, că pica și înghețata pe botă, deci și ăsta a fost bun și goblinii din deck-ul ăla. Și deck-ul ăsta pare interesant cu cycle super rapid la portul la 2.6.
Hai să vedem. Sper să nu-i pice ceva gen Sparky, că ar fi dezastru. Ok. Fătărău cu înghețata. Și nu avea. Bă, fătărău cu înghețata e demențial pe defensivă. În rest, e meh. Bine, oricum, practic, pentru aia îl cumperi, pentru defensivă. Bun. Să vedem dacă dă legendar și aici. Dacă nu, cam pârjales. 42 de comun și trebuie să dea vreo 500, cred. Witch Beach-ul din care trebuie să dea vreo 20, parcă de epice, nu cred că dă legendară. 14 porci, nu dă legendară. O, nu mai, gata, era clar. 112 Furnace-uri și 12 Hunter, frate. Vânăm șobolani cu pistolul. Bună, super magicalul ăla. Să iau redecul ăsta la un 2v2. Hai că luăm asta. Oricum cred că o dau numai un match. Deja 6 minute. O să ajungă undeva la vreo 8-9 minute episodul. Nu știu dacă ar trebui să joc mai mult de atâta. Mai ales că-s 2v2-uri și vă plictisesc și că 2v2-urile nu vă plac vor că avion, că motor, că tractor. Ok, îl punem pe nea om de zăpadă să tanchezi un pic acolo. Oh. Ah, ok, perfect. Câți? Ia. Domnul Scrofini. Plus înghețată pe botă. Cred că... Ai, eu că a apucat un hit, e ok. Bun, aici nu era. Nu era pun dacă lăsam să meargă fătărău cu bomba în spate. Dă bomba aia vreo 1000 damage ceva în genul. Practic, cartea nu-i făcută să dea damage. Cât în viață e făcută numai să ajungă la tower. Să zdrobălească. Bun. Aproape bun, cred. Dăm aici un zopiche. Aici cred că am belit-o. Cum s-ar zice. Da, cu siguranță. Aoleu, și vin și așa acum. Hai, omule de zăpadă. Ok. Da. Foarte ok. V-am zis, dă aia bomba un damage. Mai bine te lași de joc. Mai avem un minut jumate, dacă nu reușim acum. Beliran. Stai. Mamă, ce elixir collector, elixir advantage am făcut acolo. Da, eu nu cred că mai are rost. Mai bine îl pun aici. Bun, hai că o gândit-o. Domnul Creb ceva. Ăsta fi rusnac cu scrizină la ciudat. De fapt, numai râul 3-ul e invers, în fine. Hai cu un poisonache. Ideea e că dacă reușim să luăm, nu uită-l pe ăsta ce face. Are 36 HP, îi dau un zopi sau orice și gata. Plus că o pus degeaba acolo, că a murit. Nu mă, niciodată să nu faceți chestia asta până în final, fix acolo în ultima secundă. Nu de alta, dar dacă faceți chestia asta, activați King Tower și acum o să fie mult mai greu să luăm Tower-ul ăsta. Facă didu, prietenaș, hâț. Trebuie să trimitem porcul pe intervenție. Du-te, domnule porchini. Să-l tragem și pe Knight aici. Cu 3 goblini dați counter leisure. O bucată, ok. Telefonul pentru că vine curierul. Dar rezolvăm acum problema. Câștigăm meciul și ne oprim. Bun. Poison plus fireball. Și gata, șmecheria. Cam atâta mai trebuie dacă dă asta fireball-ul. Și o trebuie să plec super rapid pentru că da. Hai, frate. Perfect. Și acum, ca să nu vă mai țin mult și să nu țin nici curierul la ușă cu routerul, vă zic salut și sper să vă placă episodul ăsta. 9 minute și un pic, aia e. Hai să dăm rapid open și la asta. Bun. Cam asta a fost episodul, fraților. Nu uitați dacă v-a plăcut să plăiți și pe butonul de licheu, Lost de licheuri. Suntem super mega forță. Să aveți o zi super mega șmecheră. Salutare!